Salut, eu sunt Alex și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft Alex. Hai futut. De Minecraft Alex World. Înainte să începem acest episod, v-aș ruga mult să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem noi cât mai multe like-uri la acest clip ca să mai postăm în continuare Alex World. Înainte trebuie să mergem să facem o chestie, pentru că am văzut că foarte multă lume mi-a comentat la episodul trecut că am uitat să pun undeva. Stai, nu, zi că n-am făcut asta, te rog. Merge, mă rog. Mi-a spus foarte, foarte multă lume că am uitat să pun piatră într-un loc. Și acum m-am decis să pun piatră în locul ăla și după aia să continuăm construcția casei noastre, care arată mirobolant. Hop, așa. Și am pus și Optifine-ul, deci putem să băgăm texture pack. Hai că ești cam nesimțit, băi, pe angele. Ok. Așa, bun. Hai să punem piatra, uite aici că am uitat. Mă rog, chiar dacă nu mi-am amintit. Adică probabil nu vedeam dacă nu mi-am amintit voi și realizam destul de târziu. No, e bine că mi-ați amintit. Ok, acum am pus piatra absolut peste tot și mă gândeam să continuăm cu lemnul, pentru că aveam cam asta aveam eu în cap. Uite așa. Iau lemnul care a rămas. Așa și punem lemn, uite așa. Hop, hop. Nu știu, eu așa m-am gândit că ar arăta fain. Să spuneți și voi ce părere aveți despre casă. Adică este un fel de construcție a mea proprie, iar eu încerc să o fac cât mai artistic, nu știu cum să vă spun. Știți casele alea care au tot felul de scări puse pentru a o face mai frumoasă și toate chestiile astea? Ceva de genul vreau și noi să facem. Hai că-s prost. Așa. 2, e bine. Super. Chiar vreau să fac chestia asta, vreau să fac o casă cât mai frumoasă, ca să-mi fie drag de ea, să nu mai schimb, să nu mai pierd, să nu mă intereseze și pe mine mai mult de lumea asta, pentru că sincer nu prea m-am interesat de cealaltă și de aia s-a și pierdut, pentru că nu avem deloc interes față de ea, era oarecum plictisitoare deja și pe asta o să muncim ceva. Bă, nu, tu tragi mă, săracule. Poate vin la tine. Așa. Hai să ne gândim cum facem acum, cum să facem ultimul strat. Mă gândeam să-l facem cu lemn normal, gen cum e ăsta. Fiți atenți. Hai să cobor. Să-l iau și lemn de ăsta, că am două stack-uri, cred că mi-ajung. Hai să spargem ăsta. Să urcăm pe partea asta altă. Hop. Hai mă. Hop. Și ok. Oh my god, deci nu pot să cred că asta așa de varză. Fă o scară și gata, oh my god. Câta scară trebuie să fac ca să urc aici. Ok. Și lemnul mă gândeam să-l punem, uite așa. Cred că ar arăta ok, nu știu. Mi se pare o idee bună. Mai trebuie să mai diversificăm. Și plus că atunci când pui lemn din ăsta, totul arată diferit. Și hai să vă arăt repede și fără textură cum se vede. După părerea mea chiar se vede super, super și mai chiar și fără textură. De aia zic că lemnul ăsta chiar face treabă. Vedeți? Bine, e de la Rudoplace, de aia se vede așa la luminat. Dar dacă scoatem Rudoplace-ul și băgăm off, haide, frate, astăzi, dacă se poate. Bun, vedeți cât e mișto. Oh my god. Vedeți cât e mișto se vede? Chiar e șmecheră. Opa, așa, uite așa, da. Chiar e șmecheră ideea. Vom vedea cum arată cu totul și cu totul la final. Bine, rebag Rudoplace, că arată mult mai șmecher cu, fără parcă e mult pe sec Minecraft-ul. Frate, cât de mult poate să dureze când se pune o textură de asta, un shader de fapt. Hop, hop, hop. Ok, cred că e foarte, foarte tare. Chiar arată bine, după părerea mea. Și aici cred că am putea tot să facem o scară, dacă tot am făcut chestia asta, să nu trească, să sparg sau... Cred că vom face o scară. Și la acoperiș o să facem, o să avem ceva de muncă la acoperiș, pentru că am în cap niște idei șmechere pentru acoperișul nostru. Mă enervează luminile pe Rudoplace. Hai să încercăm cu Mr. Mips, poate nu sunt așa enervante. Nu par așa enervante. Vom încerca. Ia uite și găina. Nu. Îmi trebuie mai mult lemn. Trebuie mai multă piatră, vreau piatră. Stai așa. Deci scoatem ăsta, scoatem și ăsta. Vreau să facem niște piatră. Îmi trebuie un târnăcop și pentru a face rost de piatră, vreau mai multă piatră. Simt eu nevoia de mai multă piatră. Stați, resource pack. Hai să punem un pic ăsta, chiar dacă e oare se vede ciudat, pentru că e pentru un op și o să fie, de obicei, acolo la crafting, la un inventar se vede ciudat.
Vedeți, uite asta, vedeți, ia, cam singurul bug major, că în rest nu sunt bug-uri cu textura asta. Dar în fine, hai să vedem. Bun, o să-mi fac un târnăcop din ăsta puternic de fier și după ce vom face târnăcopul, voi merge să fac rost de piatră, să vedem cât de bine o să meargă totul. După aceea o să trească să fac mai multe chestii, o să vreau să deschid și o fermă, o să vreau să fac mai multe nebunii din astea. Dar întâi și întâi ne ocupăm de căsuță. Opa. Ok, avem 3. Bețe. Șpang, șpang. Șpang. Hap. Hap, bun. Plecăm de aici. Mergem direct la cules de piatră. Ia uite-l pe ăsta, bă. Ce vrei, mă, tămărâtule? Hopa. Hopa, 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 ok. Enervant sunt scheleții. Dar n-am și eu niște coal sau? N-am coal, nu-i așa? Mai e coal aici? Era la un moment dat. Că nu văd absolut nimic, pentru că trebuie să fac torțe. Oh my god, și cred că am torțe în chest. Hai să le iau, să fac, să pun niște torțe pe acolo ca să fie, că arată mult mai bine cu torțe. Mult, mult, mult mai bine. Imediat avem niște bețe și se pare că am 3 torțe. Foarte bine, aceste 3 torțe mă vor ajuta mult. A, dar pot să fac asta de aici și din câte știu, da, luminează, e ok. E ok, e bun, e bună shader-ul ăsta pentru că are chestia asta. Dacă ții o torță în mână, să-ți lumineze lumea. Chiar arată destul de bine. Ne trebuie destul de multă piatră pentru că vreau să fac scările din casă din piatră. Mă gândeam că arată bine. Mai vreau să mai fac și niște chestii cu carpetă și nu știu, să fac un design așa oarecum șmecher. Încă am văzut că și vouă vă plac designerurile șmechere Minecraft, deci să faceți și noi un design șmecher, nu? Ca să ne facem o bază așa permanentă. Hai să spargem tot. Hop, și în seara asta mai, bă, de fapt, cred că, da, în seara asta mai și fac și un live. Dar nu știu dacă să postez clipul ăsta în seara asta, cred că l-aș posta, da, cred că îl postez în seara asta și după să fac și live-ul. Deci în seara asta avem și live, deci o să fim și mai chiar. Bine, trebuie să fac și-o la evenimentul. Așa, bun. Hai să mergem. Scoatem torța. Scoatem terța. Hop. Bun. Direct, unde mă? Așa, ăsta. Hai să facem de toate pietrele astea, să facem cobblestone stairs de-astea. Uite așa, hop, 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 hop. Și uite aici, mă gândeam să facem, uite, așa, hop. Cred că e prea înalt. Pare prea înalt. Nu știu, așa cred. Sau am putea face un pod sus. Hai că găsesc eu o soluție. Nu? Nu știu, cred că ar merge un pod sus. Și aici să fac, uite, așa. Cred că ar fi ok. Dar bine, aș vrea să termin casa în exterior deocamdată. Dar nu știu ce aș vrea să fac un al doilea etaj. Poate doar așa un semi-poduleț. Cred că ar merge un semi-poduleț. Hai că am în cap o idee șmecheră. Dar nu pot să lucrez cu shader, pur și simplu, mă stresează. Deci nu pot cu shader. Mă stresează mult prea rău. Frate, vreau să vină toată brața la de microfon să se audă mult mai șmecher. Pentru că se aude belea după, pentru că o să am microfonul de apropiat de gură. Dar nu vine brațul ăla. Măsa lui de braț. Așa. Ăștia de la IMAX se mișcă foarte lent cu brațul de microfon. Uite aici o să facem un pod așa, dar doar în jumate. Mă gândesc că ar arăta chiar fain. Nu știu. Că e prima dată când încerc să fac o chestie de genul. Și cred că atât e perfect. Eu chiar cred cu tărie chestia asta. Și facem perete acolo. Uite așa, hop, 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 hop. Raindrop, drop, top, fuck, fuck. Ia. De fapt, aici să pun lemne prelucrat, cred că ar arăta mai șmecher. Nu știu, așa cred. Pentru că totuși așa este acoperișul și mai bine fac așa. Așa. Și fiindcă acoperișul e așa, cred că ar arăta mult mai bine cu lemn din ăsta neprelucrat. Lemn din ăsta raw, așa. Bun, drăguț. Și acum aș vrea să ne ocupăm și de acoperișul casei, care va fi făcut cu niște ne trebuie din nou să mai facem scări din astea. V-am zis că voi face multe scări. Vreau, deci fiți atenți, jumate și cu astea jumate să facem scări din astea cât mai multe. 32 de scări. Cred că ne vor ajunge puțin, dar să ne ajungă. Nu știu ce să zic. Acum
Vreau să fac ceva de genul ăsta. Nu știu dacă știți. Nu chiar, bă. Nașpa. Stai așa. Iau și toate astea sau... Hai că le iau. Uite așa. Bun. Mai prelucrăm niște lemn. Să avem aici. You deserve it, baby. You deserve it all. Așa, bun. Facem așa. Și... Uite aici mai punem câte una în fiecare colț. Pentru a putea... o să vedeți voi. Pentru a putea să vedeți voi. Ok, acum că am făcut asta putem să ne întoarcem să dormim repede pentru că vreau să fie zi afară. De cât timp filmăm, oare? De 10 minute, hai că nu va mai dura foarte mult videoclipul. Știți că nu-mi place să le fac foarte, foarte lungi. Ok, hai că am terminat. Mâncăm. Bun. Și... Vreau să fac asta acum. Ceva de genul ăsta. Dar nu așa, bă. Că-i nașpa. Ha, mă, ia-l și tu, bă, dar autist e, mă, ăsta. Nu poate să ia blocul ăla, frate, dar avea până... Oh my god, ok. Mă enervează și de-aia m-am dus să-l mai iau aiurea, adică chiar dacă n-aveam, poate n-aveam nevoie de el, da? Bun. Fiți atenți. Facem așa. 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 Și așa. Și gen așa, cred că arată și mai chiar. Alea de acolo le spargem oricum. Și uite, mă gândeam. Și de aici să vină, uite așa. Nu? Credeți că ar fi ok? Eu nu știu, încercăm. Și uite așa. Nu, bă. De fapt e bine, da. De fapt aici nu. Aici n-am nevoie. Ok. Hai mă. Ah, las-o așa. Hop, hop, hop. Și hop. Hop. Uite așa, da. Cred că ar fi chiar ok așa. Cum îl fac acum. Și uite. Da, și aici. Bun, și facem așa. Hop, hop. Cred că e o idee bună. Sunt curios cum o să arate la final după ce o să sparg și blocurile astea inutile. Atunci o să vedem the final result. Deocamdată pare ok. Dar nu-ți poți da seama așa. Bine, mai avem că doar asta. Da. Așa. Și asta cred că e ultima. Și acum trebuie să facem și chestia aia cu scările de care vă spuneam. Pe care cred că am să o fac de afară. O să dureze ceva, dar se merită. Bun. Luăm și ăsta, de fapt ăsta îmi trebuie și ăsta așa. O să mai întrească cu siguranță un topor. Ah, ok, se pare că ajung. Ia să vedem. Da, ajung, e perfect. Până acolo mă interesează să ajung, până acolo sus ca să pot să pun scările, să vedem cum se pun scările, asta mă interesează, e foarte important, dacă se pun bine, dacă nu, dacă nu e groasă treaba. Uite așa, am ia-l, gata, a rămas fără târnăcop, fără topor, cum am și spus, foarte nașpa. Hai că-mi bat piciorul până sparg, mă apucă noapte, hai, așa, facem și noi unul. Avem nevoie de toporele astea ale noastre de primitive de piatră. Ok, hai să vedem cum iese cu scara. Perfect. Exact asta și vreau. Acum cred că o să trească să fac mai multe scări. Cu siguranță o să trească să fac mai multe scări de fapt. Dar ideea în sine e că arată bine. Și să trească mult mai multe scări și mult mai multe pietre. Dar nu-i problema, mergem acum și facem rost. Hai că, hai să spargem și din mina asta, că avem și aici o mini-mina, așa. Și e ok, adică atâta timp cât are piatra, e bună și mina asta. Luăm și noi, nu știu, cred că o să iau două stacuri în total, pentru că vreau să... Vreau să fac scări și sus și jos, să vedeți cum arată. Cred că o să arate chiar fain. Uite așa. Bine. Ia stați, să fac și așa ca să văd câte stack, câte pietre strâng pentru următorul stack. Cu siguranță o să spargă și târnă copul ăsta, dar e ok.
Aș vrea să și păstrez câteva pietre, dar nu cred că o să reușesc să fac chestia asta. Cum era, mă, control F3 G, parcă? Nu, lasă, nu mai am. Era o comandă. F3H, parcă? Asta, nu? Da, și generată durabilitate. Am, le-a schimbat deja. Da, am uitat că am modul ăla care îmi schimbă chestiile astea. Am și un mod care, gen, dacă mi se sparge un târnăcop și am unul la fel, mi-l pune pe ăsta direct la fel, să nu mai trească să stau eu să-l schimb. E un mod super folositor, zic eu. Adică ne mișcăm și noi mai repede. Sunt câteva moduri, adică ați văzut. Am pus ăsta cu mapa, ca să nu mă pierd de casă, să nu stau, e iurea să te pierzi de casă, sincer. Așa, n-avem și noi game rule keep game rule keep in. A, n-am permisiune, super. Dă-i mă așa să fac și asta. Așa, bun. Să nu pierdem itemele. Nu urăsc chestia asta la Minecraft, de-aia nu vreau să-mi pierd itemele, mi se pare stupid. Că dacă ți le pierzi, să stai după aia să alergi pe aici să ți le cauți. Și nu-mi place chestia asta. Deci nu o să ne vreau, nu o să vreau să-mi pierd itemele niciodată. Bun. Și din stack-ul ăsta facem cât mai multe. 40, cred că nu o să-mi ajungă cu siguranță. Sunt prea puține, dar vedem câte putem să punem. Pentru că n-ai, vreau să pun și jos și cu siguranță o să-mi ajungă. Nu, bă, uite așa. Așa. Mamă, mamă, câte, doamne, de câte de-astea o să am nevoie. Ai, că aproape am terminat sus. Mamă, frate, n-am terminat. Și o să mai pun și jos, dar jos o să fac într-o, o să fac o mică schemă și cred că mi-a venit o idee nouă și aș că am vrea să o pun în aplicare. O să vedeți voi. Imediat. Ideea mea e ceva de genul ăsta. Stați, ceva de genul ăsta. Spart aici. Spart aici. Lemne prelucrat. Hai bă. Stați așa. Uite așa. Lemne prelucrat. Da. Și oarecum... Nea, că arată nașpa așa. Și lemn neprelucrat aici. Uite așa. Hai să sparg și asta. Bă, de fapt, așa. Bun. Și cred că arată bine, nu? Și, dar ăsta n-am ce să fac cu el, asta e chestia. Arată nașpa acum. Deci cred că îl sparg pe ăsta. Și pun, uite, aici. Ar merge piatră, da? Sau nu? Arată mai ok așa. Dar și ăla trebuie schimbat de acolo de sus. O să-l schimb eu. Și uite așa. Și oarecum... Stai să-l termin și pe partea aia repede. Bun. Și oarecum să vină... Fiți atenți. Să vină... Asta. De cât timp filmăm? 18 minute. Da, să încheiem acum episodul. Fiți atenți că... Spargem și asta, punem așa. Cred că așa ar fi cel mai ok. Nu știu, arată bine, zic eu. Pentru că vreau totuși să pun uite, de asta și jos aici. Uite așa. Vedeți? Așa, mă. Sau oare n-ar trebui, cred că arată bine și așa. Da, mă, arată bine și așa. Hai, lasă astea, sunt inutile. Lasă. M-am răzgândit. Lasă astea că destul de inutile arată. Arată useless așa, nu știu. Spuse numai atât de dragul de a fi și mă enervează. Că arată chiar bine și cum stau ele normal. Da, și acolo am spart degeaba. Mă rog. Opa, așa. Ok, bun. Bun, bun, ok. Și ăsta trebuie. Uite aici, nu, de fapt stai așa că, ba da, uite aici, așa. Și aici, așa. Și aici jos spargem astea. Și pun iară piatra. Și arată bine. Bă, oarecum e o casă cu design frumos. Nu pot să zic prima casă cu designul ăsta pe care am văzut-o, dar arată bine. Chiar arată bine.
O să-mi trebuiască mult mai multă piatră. Oh, bă, nu. Bă, dar măcar arată bine. Chiar sunt mândru de cum arată casa. Hm? Ce părere aveți? Așa din față. Perspectivă. Bine, sus nu-i terminat, o să facem un acoperiș din ăla șmecher, o să vedeți voi. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să ne ajungem noi cu mai multe like-uri. Ne vedem data viitoare.